În ultimii 5 ani, neîntrerupt, între 1 și 8 martie, Valeriu Marcu, primarul din Berca, își felicită domnișoarele și doamnele din comună. Obiceiul a devenit deja o tradiție și cele 6-700 de femei din Berca primesc o floare, o felicitare, o îmbrățișare și toate urările de bine din partea primarului. Și niciuna nu scapă nepupată. Hai să te pup! La mulți ani! Mulțumim frumos! La mulți ani! Mulțumim! Să fiți sănătoase, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Cam pupăcioasă, primarul! Cam pupăcioasă, ele! Ele! Dai de mine! Rămâna, la mulți ani! Să fiți sănătos! Și tu să fiți! Să vă mențineți obiceiul! Și vă suntem următoarea una! Doamne ajută, sărmâna! Doamne ajută! Hai, vină încoace! Vină încoace! Să trăiești! Să crezi mare! Poftim! Mulțumim! Ce tu ești, domnișoară? Hai mă și pe tine, vină și tu pe aici! Hai, sărbuna, să fii sănătoasă, la mulți ani! La Bercașii, de 5 ani de când sunt eu primar în această comună, în această localitate, treaba asta s-a petrecut ca o tradiție. Este într-adevăr și meseria mea care mă obligă să respect cea mai frumoasă ființă a naturii, femeia, pentru că lucrând la școală, vă imaginați că a trebuit să educ generații de copii, destul de multe sărbărele, destul de multe evenimente dedicate acestei zile importante din viața oamenilor, a femeilor. Pe stradă, la locul de muncă sau acasă la fiecare, primarul împarte voios cadourile de mărțișor, fără să facă deosebire de vârstă ori culoare politică. Doamnele primesc cu bucurie gestul de respect al primarului lor. Mulțumim, sărbuna, să fiți sănătoase! Doamne ajută! La fel și dumneavoastră și vă așteptăm pe la noi! Cu multă dragă! Când aveți nevoie de medicamente! De medicamente? Un primar cu inima mare, cu inima bună! Să ne trăiască primarul de aici. Hai să ne pupăm. Bună. La mulți ani, să fii sănătoasă. Nu știu cât pot să încălzesc sufletele lor, dar cetățenii, oamenii, femeile, domnișoarele, înțeleg că nu numai atunci când au loc campanii electorale sunt căutate, ci și în cursul anului. În felul acesta, domnișoarele, doamnele, înțeleg că la mine nu scrie neapărat pe frunte, așa cum mai sunt coleg de-al meu, știu eu, voturi. Deci înseamnă și respect, înseamnă și dragoste de oameni, înseamnă de asemenea tot ce este mai frumos pe pământul acesta. Se pare că nici doamnele nu uită prea ușor gesturile frumoase, așa că multe dintre ele l-au votat ca primar, mai ales că edilul se preocupă îndeaproape și de problemele comunității. Vă votează, doamne, femeie? Da, cred că da, cred că n-au motive, având în vedere, știu eu, momentele astea pe care le trăim de austeritate, fără fonduri din altă parte, am creat destul de multe, știu eu, evenimente plăcute, interesante în comuna aceasta. Două, uite aici am două fete. Să nu dăm primar, doar suntem niște flori și noi. Suntem niște făcițele. La mulți ani. Sănătate. Să fii sănătoasă. Mulțumim mult și la pungă groasă. Succes. Din bătrân se spune că nu se face primăvară cu o floare. Primarul Valeriu Marcu ține să infirme această zicală și să aducă primăvara în sufletele femeilor din comunitatea pe care o păstorește.